Vicecampioana României la handbal feminin a primit un wild card din partea Comitetului Executiv al Federației Europene de Handbal pentru a evolua în ediția viitoare a Ligii Campionilor. România va avea astfel două echipe în competiție, campioana CSM București, calificată direct în faza grupelor, și vicecampioana HCM Baia Mare, care va evolua în faza preliminară. Printre echipele care vor lua parte la turneele de calificare, pe lângă Ghiori, doar Minsk și HCM Baia Mare s-au mai clasat între primele 16 echipe ale Europei de-a lungul anilor. Pe baza criteriilor stabilite de EHF, Comitetul Executiv a dat wildcard-uri doar echipelor HCM Baia Mare și Glasworker din Norvegia, în timp ce solicitările altor grupări, precum Metz, Lada Togliatti și Conversano, au fost respinse. 14 echipe vor merge direct în grupe, în timp ce alte 8 grupări, inclusiv câștigătoarea din 2013 și 2014, respectiv Ghiori Audi Eto, se vor bate pentru celelalte două locuri. 5 foste campioane, respectiv Hipo Viena, Podravka, Krim, Larvik și Budugnost, au fost confirmate direct în echipe, alături de câteva echipe aflate în premieră în această competiție, precum Fleury Luard Handball din Franța, Rostov Don din Rusia și CSM București România. Tragerea la sorți a grupelor preliminare din Liga Campionilor va avea loc la sediul EHF de la Viena în data de 26 iunie.